Aș putea spune că în familia mea există exemplul înțelegerii între oameni cu credințe diferite. Am sau suntem nași unei perechi de musulmani. Avem cu mătru un armân și când eram primar am botezat un țigan. Deci, în România, asemenea exemple sunt frecvente și ele nu arată nimic altceva decât capacitatea românilor de a trăi în bună înțelegere,